Acum suntem cu Ada, pentru că Ada are o piesă. Bună, bună! Nouă, iar piesa se numește... Gura lumii. Și ce mai zice gura lumii, mă, Ada, mă? Numai prostii zice gura lumii. Adică? Adică numai prostii, știi bine ce care zice gura lumii. Care e cea mai mare prostie care s-a zis despre mine? Tine, da. Nu știu. S-au zis multe, în special după ce am născut s-au zis multe prostii despre mine. Nu știu, gura lumii, știi cum e, niciodată nu poți să închizi gura lumii, e vorba asta. Da, dar poate ți-aduce aminte... poți să promovezi dragoste și iubire, pentru că iubirea le vindecă pe toate. Perfect, despre de acord. Despre asta e vorba în piesă, de fapt. Deci despre gura lumii care poate să vindece dacă e vorba de iubire. Nu, gura lumii care poate să fie vindecată cu iubire. Adică poți să închizi gura lumii exact. Cu iubire. Cu iubire. Perfect, așadar, oameni buni, Ada are piesă nouă și are și Adidas noi, de asta a venit astăzi la am emisiune. Și pe roz. Să ne prezinte și Adidasii care ce sunt reflectorizanți și se văd... Adidasii mei. Exact, de la Shatra Benz. Să fie foarte bine în acest Adidas ca să se vadă bine prin oraș pe unde merge. Exact, să semnalizez. Zi-ne ce faci vara asta. Vara asta cânt foarte mult. Doamne, îți mulțumesc, am multe concerte. O să mai merg în vacanță, tocmai m-am întors cu... Am fost cu Alexuțu câteva zile. Bine, unde ați fost? Aici, la noi, la mare. Și unde urmează să plecați? Crezi că mai pleci în vacanță? Vreau să plecăm în Sicilia, da. Altă viață. Să mănânc paste cu creveți. Altă mâncare. Toată exact, ziua. Exact. Săptămâna viitoare vine Salvo do Castro, Locastro, Salvo Locastro, șeful Greta. Să ne aducă ceva paste din Sicilia. A, vin și eu atunci. Avem niște șefi păi aici atunci. Care vin din diferite zone. În ce zi? Ca să știu să vin mart, și eu. Mart. Perfect. Salvo, două porții atunci. Că vine și Ada. Trei, perfect. Că mănânc mult. Patru, că acum crezi că mă las? Nu, când e vorba de paste, mănânc foarte mult, recunosc. Nu mă pot abține să gust doar paste. Avem cu și videoclip la piesă. Exact, un videoclip care are un mesaj foarte puternic. Adică? Adică... promovează iubirea și acceptarea și dragostea. Se poate da la ora asta, da? Normal că se poate da la ora asta. Ca să nu zică gura lumii, fost... cine știe ce dăm la oricum televizor. Oricum a început gura lumii să vorbească foarte mult după ce am scos videoclipul. De bine sau de rău? Părerile sunt foarte împărțite, dar... Adică e controversat este videoclipul. Foarte controversat și videoclipul. Și e controversată? Videoclip mai mult decât piesa. Atunci da. Ne-ai făcut curioși. A, da, oameni buni, gura lumii, căutați-o pe Instagram, pe Facebook, dați like, Ada, share balada, și ascultați-o. Și Balada Records. Noi îți mulțumim mult de tot că ai venit, oameni și buni, mâine ne vedem la ora 3. Până atunci să aveți o seară frumoasă și să nu uităm să zicem în gura mare, hai! România! Yes, hai România! Geloasă că o consumăm la maxim. Suntem real cum alții n-ar putea fi. Unul pentru celălalt, mereu în fiecare zi. Lumea aruncă cu vorbele și ce false sunt vocile. Iar rămâne cu vârfele, noi cu inimile. Să cadă cerul, să fie sfârșitul lumii. Noi o să stăm îmbrățișați și o să ne iubim ca nebunii. Eu nu pup gura lumii, eu sărut gura ta și lumea poate dacă vrea să ne pupe dragostea. Eu nu pup gura lumii, eu sărut gura ta și lumea poate dacă vrea să ne pupe dragostea. Sunt nefericiți, dependenți de drama și scot armele pe rând. Poate, poate ne destram. Suntem perfecți chiar dacă uneori greșim. Reparăm ce se strică și de asta reușim. Să cadă cerul, să vină sfârșitul lumii. Noi o să stăm îmbrățișați și o să ne iubim ca nebunii. Facem pe toate, pe toate ca nebunii. Acum sărutul nostru.
după gura lumii. Eu nu pup gura lumii, eu sărut gura ta și lumea poate dacă vrea să ne pupe dragostea. Eu